Mii de oameni au ieșit în stradă sufocați de turismul excesiv. În Canara, la o populație de 2 milioane de locuitori, anual se adaugă în jur de 14 milioane de turiști. Aceștia nu doar consumă resursele, ci fac ca viața pe insule să fie extrem de scumpă. Estamos pidiendo un cambio de modelo de crecimiento de turismo ilimitado. No estamos en contra del turismo, estamos en contra de un modelo que nos ha llevado al deterioro de nuestra tierra, de nuestra gente, porque la ganancia y el crecimiento del turismo no se ve reflejado en la sociedad. Porque necesitamos un futuro para nuestras islas, un modelo diferente, poder tener casas, poder vivir aquí en nuestra isla y no tener que irnos fuera. Mai multe asociații cer guvernului să schimbe modelul de a face turism în Spania. În marile orașe, locuințele centrale, în special, sunt destinate exclusiv regimului hotelier, în timp ce localnicii sunt nevoiți să plece la periferie sau la câțiva kilometri, în zone mai accesibile. În area Dicebaza tiene un límite, nuestros recursos y nuestra población no aguanta más, las condiciones de nuestro medio ambiente se siguen deteriorando y la precariedad de nuestros residentes también. Así que estamos diciendo, basta ya, Canarias se agota y hay que cambiar hacia otro modelo diferente. În Canare, veniturile generate de turism reprezintă mare parte din bugetul anual, însă o treime din populație trăiește la limita sărăciei. Proteste au fost și în Madrid și Barcelona.